Cel puțin asta rezultă din ultimul raport prezentat luna aceasta în adunarea generală a acționarilor, raport ce va fi prezentat luni reprezentanților Consiliului Local Municipal Zalău, unicul acționar al societății. Potrivit raportului, veniturile totale realizate de societate în semestrul 1 al acestui an s-au ridicat la 6.155.000 de lei, reprezentând o depășire cu 12,5% a veniturilor programate, în timp ce cheltuielile au ajuns la 5.357.000 de lei, mai puțin cu peste 6% din ce era programat. Rezultă astfel un profit de 797.000 de lei în condițiile în care pentru aceeași perioadă în activitatea societății era estimată o pierdere de 251.000 de lei. Managerul uzinei electrice Viorel Marian spune că s-a ajuns la aceste rezultate prin eficientizarea activității societății, reprezentat în primul rând prin reducere de personal. Majoritar, profitul provine din exploatare, adică din activitatea curentă de producere, transport și furnizare agentului termic. Există însă și o parte de aproximativ 200.000 de lei din acest profit care provine din dobânzile la depozitele pe care societatea le are, explică Marian. Managerul Viorel Marian precizează că primul an în care societatea a fost pe profit a fost 2012, când diferența dintre venituri și cheltuieli a ajuns pe tot anul la aproximativ 2 milioane de lei. Anul trecut am avut însă venituri excepționale, rezultate din executări silite, 1.200.000 de lei din profit a venit anul trecut de acolo, din executarea silită Administrației Naționale a Rezervelor de Stat și probleme speciale, explică managerul. Pierderile din rețeaua de termoficare și renunțarea marii majorități a zeloanilor la sistemul centralizat de încălzire au făcut ca în anii anteriori uzina electrică să funcționeze cu foarte mari pierderi, care ajunsese în 2009 la numai puțin de 34 de milioane de lei. Societatea a intrat în 2009 în procedură de reorganizare judiciară, din care a ieșit în aprilie 2012, după ce a vândut mai multe active și și-a plătit toate datoriile. Uzina electrică furnizează agent termic pentru aproximativ 50 de școli, grădinițe și alte instituții publice din oraș și pentru agenți economici. Din rândul populației au mai rămas racordate în sistemul centralizat mai puțin de 200 de familii, reprezentate în special de locatarii din blocurile de locuințe sociale, pentru eficientizarea producerii agentului termic și implicit scăderea prețului acestuia. Societatea a demarat anul acesta un proces de retehnologizare, proces blocat însă de o contestație depusă în urma licitației pentru desemnarea firmei constructoare.